Avem doi mici monstruleți. Sunt două laptopuri, două MacBook-uri, ambele Pro, din generații diferite de la Apple. Vorbim aici de un MacBook Pro din 2015 și un MacBook Pro din 2018. Și vreau să vedem împreună care sunt diferențele și cele pe care le-am observat eu majore la ele două. Prima și cea mai mare diferență pe care o putem observa și sincer mie îmi pare foarte rău, este una dintre propriile mele preferințe. Dar primul lucru pe care o putem observa la ele două, mărul. Asta, chestia asta, mărul care se aprinde, asta e oglindă. Arată bineșor, arată ok, magnet pentru amprente. Prima dată când l-am deschis pe cel din 2018, fiind obișnuit cu un touchpad așa, hai să-l vedem puțin pe ăsta alt. E imens! Uite cât a touchpad-ul! 1. Nu înțeleg de ce a trebuit atât de mare. Nici nu pot, abia dacă pot să-l cuprind. Am descoperit o chestie, o eroare majoră. Dintr-un touchpad atât de imens, nu merge tot. În zona din dreapta, jos, chiar și un pic în stânga, dar nu o sesizez foarte bine, dar în zona din dreapta există un punct în care touchpad-ul e mort. Deci, efectiv, mișc. Fac o mișcare, într-adevăr, destul de mică, dar dacă fac aceeași mișcare în alt colț, se poate observa cum cursorul se mișcă. Dar dacă fac în această zonă, complet mort. Deci, am făcut... Ați văzut? Am făcut o mișcare super serios, adică nu merge. Mai avem încă o schimbare și chiar dacă a fost destul de mediatizată și pompoasă această schimbare, voiam să o văd și eu, voiam să văd exact cum se comportă și vorbim aici despre touch bar, adică dungulița asta pe care o avem aici și aici lipsește. Mă rog, aici avem butoane sine, în partea asta la altă lipsește. Touch barul pare a fi un element care te poate ajuta foarte mult într-un flow, un flow-ul pe care l-ai tu de zi cu zi. Fie că ești programator, fie că ești videograf, fie că ești fotograf, touch barul se poate customiza și poate primi atribuțiile din programul în care lucrezi. E ok, e acolo, e responsiv în momentul când ai nevoie de el. Problema este că înainte eram obișnuit cu butoanele. În momentul când voiam să dau luminositatea mai mică, găseam un buton, apăsam de 7-10 ori pe el, gata, ajungeam la luminositatea pe care o voiam eu. În schimb, aici e puțin... care e luminositatea? De exemplu, în momentul de față, pentru a ajunge la luminozitatea tastaturii, am de apăsat odată, mi-apar toate pe care le avem și în partea asta la altă, sub formă de butoane. Găsesc luminozitatea și de aici pot să o fac mai mare sau mai mică. La fel, pentru volum. E o chestie super mișto, dar nu totdeauna. În momentul în care eu vreau să scriu ceva și tastez niște chestii, de exemplu, de câteva ori în momentul când apăsam backspace, apăsam pe Siri și mi se deschide Siri. E acolo, te ajută, dar în momentul când folosești tastatura, nu e destul de bine delimitată marginea tastelor față de touch bar și fără să vrei poți atinge din greșeală anumite iconițe, anumite butoane de pe touch bar. Și cât tot vorbeam de taste, a treia schimbare majoră pe care am simțit-o a fost în momentul în care am început să scriu ceva. Astea nu sunt taste. Asta e un touchscreen puțin mai umflat. Yes. Da, asta am vrut să scriu. Sincer, prefer tastatura veche. Ai un alt feeling în momentul în care apeși. Trebuie să simți tastele. La un moment dat, și sunt sigur că nu sunt singurul, majoritatea dintre voi, noi, scriem fără să ne uităm la tastatură. Dar, în momentul în care facem asta, trebuie să simțim tastele. Sau cel puțin o cursă destul de mare, sau mă rog, o cursă potrivită a tastei. Asta mi se pare o cursă potrivită. Un click pe care îl simți că ai apăsat. Un lucru de care sunt extraordinar de dezamăgit, și nu numai eu, este lipsa USB-urilor. Astea nu sunt USB-uri! Nu mai pot folosi niciun stick! Nu mai am HDMI? Atâta, că au lăsat mufagec. Asta, măcar asta. Am un hub USB pe care nu-l pot folosi. Singura modalitate prin care putem folosi toate chestiile astea e să cumperi un hub, dar cu ieșire pentru USB Type-C. Există multe modele.
inclusiv cele de la Apple, dar acelea sunt extraordinar de scumpe. Dar pe lângă asta au apărut diverse modele care arată mai mult sau mai puțin bine și sunt destul de folositoare. Incorporează foarte multe porturi, cum ar fi chiar și cardurile de memorie, microSD, cu tot cu adaptor, na, nimic, nu mai avem. Am cumpărat un astfel de hub cu 3 porturi. Mai avem un port Type-C pentru încărcare, în cazul în care celelalte 3 sunt ocupate, un port HDMI, pot conecta un monitor sau un televizor, și un port USB. E cea mai ieftină variantă pe care am putut-o găsi și să-mi dea minimul necesar pe care să-l pot folosi. 100 și un pic de lei, vă las link de unde puteți să-l cumpărați și își face treaba. Se supraîncălzește puțin, dar nu dă erori sau ceva, totul merge smooth. Cam astea sunt cele mai mari diferențe pe care eu le-am găsit, chestii care îmi plac și care nu-mi plac, între cele două versiuni de Mac. Sunt 3 ani diferență, 4 aproape, și s-a ajuns de la asta la asta. Îmi place, e un improve.